Finala Cupei României, faza județeană, se va disputa mâine la Giurgiu, pe stadionul din Port, între finalista de anul trecut, Arsenal Malu, și Viitorul Puieni. Partida urmând să înceapă la orele 18. Asociația Județeană de Fotbal a stabilit și brigada care va arbitra această partidă, avându-l ca principal pe Ionuț Ciurilă. Este al doilea an consecutiv când Arsenal Malu ajunge în finala Cupei județene, după ce în 2014 a câștigat cupa, iar în 2015 a pierdut în fața Unirii Izvoarele, lăsând în spate un meci de poveste. Anul acesta, tunarii din Malu sunt hotărât să aducă iarăși cupa la ei acasă. Mergem cu încredere, chiar dacă jucăm cu echipă de Liga 5, trebuie să tratăm meciul serios. Lotul este valid, tot lotul este valid în afara lui Marius Stefănițe, care încă este la recuperare după operația de ligamente pe care a suferit-o la genunchi. Restul lotului este valid. O să aliniem cea mai bună formație. Ne dorim trofeul pentru a doua oară la Malu. Anul trecut am pierdut finala în fața celor de la Izvoarele și acest an vrem să readucem trofeul la Malu. Arsenal Malu este echipa cu cei mai mulți marcatori în top 10 al golgheterilor Seriei Sud, respectiv cu Jelescu, Damian și Danciu, dar topul este condus la distanță de atacantul campioanei Dunărea Giurgiu, Ion Fluierică, care în acest sezon a punctat de 52 de ori.